În vederea executării lucrărilor de racordare a conductelor nou înființate la sistemul centralizat de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Ștefan cel Mare cu vânătorii din municipiul Mangalia, echipele Raja vor sesta alimentarea cu apă joi 14 martie, în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii de pe străzile Vânători, Ștefan cel Mare, Ice Brătianu, Mircea cel Bătrân, Centrul de Dializă și Policlinica Mangalia. Investițiile fac parte din contractul de lucrări CL16 Rețele Apă și Canalizare Mangalia, în valoare totală de aproximativ 41 de milioane de lei, proiect derulat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Raja amintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii reproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor, rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.